Tot mai multe voci din orașul Aurului Negru au avansat de curând ideea că un investitor potent financiar ar urma să poarte negocieri pentru preluarea clubului de la actualii acționari ai clubului prahovean. Interesul preluării pachetului majoritar de acțiuni al petrolului îl are omul de afaceri prahovean Adrian Nistoroiu, care a declarat că în cazul în care se va hotărâ să se implice la echipă, nu o va face singur, ci alături de alți oameni potenți financiar. Cel de-al doilea misterios om de afaceri dispus alături de Nistoroiu să-i salveze pe ploieșteni a fost dezvăluit ieri. Este vorba despre sirianul Nawaf Salameh, fondator al unei distilării renumite din România. Acesta este dispus să ofere alături de alți oameni de afaceri, Adrian Nistoroiu și alți doi afaceriști, 5 milioane de euro pentru a prelua petrolul, dar Dan Capră cere 7 milioane de euro pentru a ceda pachetul majoritar de acțiuni. Nawaf Salameh a vorbit despre acest subiect și a dezvăluit că a purtat mai multe discuții în trecut pe această temă, dar nu cu patronul FC Petrolul Dan Capră. Singura problemă în acest moment pare să fie faptul că Petrolul Ploiești este în insolvență, lucru cu care sirianul nu este de acord.